Procesul tragediei din clubul colectiv a ajuns în faza finală. După șase ani de la incendiul în care au pierit 65 de tineri, nu am învățat nimic. Și acum sunt cluburi care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, a concluzionat parchetul general, care a cerut de această dată pedepse maxime pentru cei 12 inculpați. Pe 16 decembrie 2019, procesul victimelor din Clubul Colectiv intra în faza de apel aici, la Palatul de Justiție din București, după ce tribunalul îi condamnase pe inculpați la pedepse cu închisoarea ce însumează peste 80 de ani. Iată că au mai trecut încă 2 ani de judecată și, sentința finală, ar putea să le aducă inculpaților pedepsa maximă. În sala de judecată au fost prezenți peste 20 de avocați, cei trei patroni ai clubului, câțiva supraviețuitori și o parte dintre părinții tinerilor morți are, din păcate, o istorie cu procesele cu victime și procese importante care se tergiversează sau care durează foarte, foarte mult. Pentru mine, șase ani au trecut relativ repede. Viața a mers înainte. Am făcut 18 intervenții chirurgicale, am fost 31% sau suprafață arsă ultimele trei l am făcut chiar anul ăsta. Nu s-au schimbat lucruri fundamentale, nu s-au schimbat legislație, nu s-a schimbat, nu schimbat nimic. Colectiv se poate întâmpla și mâine. Judecătorii au stabilit ca pledoariile finale să fie cronometrate și să se încheie marți. Astăzi, după concluziile procurorilor, i-au invitat la microfon și pe avocații inculpaților. Mulți dintre aceștia au spus că nu sunt pregătiți și au fost mustrați verbal de președinta completului. Supraviețuitorii prezenți în sală au reacționat și ei. Cineva și-a bătut mult joc de noi atâția ani de zile. Sora mea decedat acolo, fiind femei de serviciu, pentru 100 de lei a plecat de acasă, au rămas 5 copii orfani, o durere care nu se poate descrie în cuvinte. Pe lângă pedepsa cu închisoarea, inculpații trebuie să plătească alături de primăria sectorului 4 și de inspectoratul general pentru situații de urgență București 50 de milioane de euro daune morale către părțile vătămate. Primarul Cristian Popescu Piedone, condamnat în prima instanță la 8 ani și jumătate de închisoare, nu a fost prezent astăzi. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Plus.